Giurgiu, oraș dunărean și european, este tema simpozionului desfășurat astăzi la Muzeul Județean Teoharie Antonescu, în cea de-a patra zi a manifestărilor ocazionate de zilele Instituției de Cultură din orașul nostru. Inedite hărți conținând importante date din zona orașului nostru, dar și din teritoriile situate de-a lungul fluviului ce trece prin sudul țării, au fost analizate de cei prezenți la eveniment. Organizarea simpozionului de la Giurgiu n-ar fi fost posibilă fără parteneriatul realizat între Muzeul Teoharie Antonescu și Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, parteneriat realizat cu sprijinul unuia dintre angajații Muzeului Giurgiuvean, Florentin Breazu. Parteneriatul între modele noastre s-a clădit prin osârdia unui coleg, domnul muzeograf Florentin Breazu, care a propus și dumnealor, prietenii noștri din București și alți colegi de aici de la Giurgiu. Despre importanța materialelor expuse, dar și despre maniera la care au fost realizate hărțile, cuprinzând date din teritoriile românești și europene ale secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, amănuntele au venit din partea reprezentantului Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi. Aceste hărți, începând cu secolul XVI, incumbă în ele niște informații extraordinare. Cum un Ortelius flamand are atâtea informații despre acest spațiu azi total românesc. Și la sud de Dunăre, și la est, și la vest. Cum au ajuns aceste informații să fie puse pe o hartă? Tehnicile de gravare a cărților e altă, o remarcă deosebită vis-a-vis de modalitatea de imprimare a cărților. Odată cu vernisarea expoziției de hărți, reprezentanții celor două muzee, din Giurgiu și Capitală, au hotărât realizarea unui atlas care să conțină hărți ale cetății giurgiuvene din secolul IV până în prezent. Aceste inițiative îi s-ar putea alătura și alte instituții de profil din țară și străinătate, Biblioteca Națională a Austriei fiind deschisă la un astfel de parteneriat în vederea realizării atlasului.